Acest eveniment este public, a fost anunțat pe pagina de Facebook, a fost anunțat pe la primăria Capitalei, la primăria Bragadiru, la primăria Domnești. Deci oricine a putut să participe. Văd că sunt printre noi de la două partide din opoziție, bineînțeles. Teodora Dețagă de la PMP, Alexandru Gâdiuță de la USR, Silvia Dinică de la USR, senator, consilier local și consilier general și consilier local. Noi le mulțumim că au venit și asta arată că totuși le pasă de cetățeni. Întâmplător și ei sunt locuitori în Bragadiru și în sectorul 6. Așa că sunt bineveniți și îi rugăm să ne spună opinia lor despre ce se întâmplă aici. Bună ziua tuturor! Este deja al treilea proces la care ne vedem, pentru că sunt aici în calitate, în primul rând, de cetățean, pentru că, într-adevăr, îmi pasă de ceea ce se întâmplă cu dezvoltarea locală. Și avem într-adevăr foarte mari probleme pe această zonă care este de prelungirea Ghencea, care este împărțită între Bragadiru și sectorul 6. Probleme care, din păcate, pe termen scurt se pare că nu-și vor găsi rezolvarea, pentru că se vede foarte bine că de atâția ani cetățenii din zonă șterg drepturile și tot de mai mulți ani aceste proiecte trenează în continuare la primăria generală și la Compania Națională de Autostrăzi. Mie îmi pare rău de asemenea că la nivelul primăriei Bragadiru nu s-a găsit înțelegerea de a oferi un sprijin cetățenilor care locuiesc în cartierul Latin, dar și mai în față, înspre centură, de a se amenaja măcar aceste trotuare provizorii, așa cum primăria generală totuși a făcut pe ceea ce înseamnă porțiunea de sectorul 6. Pentru că știu foarte bine de la vecinii mei că ești din zonă cât de greu este să te deplasezi, mai ales cu un copil. Și noi astăzi avem alături de noi foarte mulți copii și felicit pe părinții acestora că au avut curaj să ia cu ei și să le dea o lecție de civism în felul acesta. Pentru că, din păcate, atunci când autoritățile nu-și fac treaba, cetățenii sunt nevoiți să apeleze la un instrument protestul, da? Astfel încât să ne demonstrăm că, într-adevăr, nu renunțăm la ceea ce credem. Din păcate însă, tot noi ne punem viața în pericol, inclusiv la acest protest. Din păcate însă, unii care au trecut pe lângă noi în mașini, tot pe noi ne-au înjurat, că le-am blocat accesul, în loc să adreseze aceste cuvinte frumoase către autoritățile publice locale. Și încă o dată, din păcate, suntem puțini. Deși suntem atât de mulți afectați de această problemă prin nelărgirea prelungirii Ghencea, un proiect care, v-am spus, durează promis de atât de mulți ani și, din păcate, nerezolvat nici acum. Promisiune pe care foarte mulți s-au bazat în momentul în care și-au cumpărat locuința aici în zonă. Pentru că știu și de la colegii din Domnești că mulți spuneau ne-am mutat în zonă după ce am aflat că s-a demarat proiectul de pasaj și proiectul de prelungire a Ghencea. În mine, în ceea ce privește primăria Bragadiru, mă rog, Consiliul Local Bragadiru, veți găsi oricând un sprijin. Din păcate, în momentul de față, sunt în opoziție față de actuala majoritate politică, așa că cu foarte multe lucruri nu vă pot ajuta, decât vă pot promite că, într-adevăr, vă voi sprijini cu tot ceea ce pot. Însă, trebuie să înțelegem un lucru și asta trebuie să înțeleagă cât mai mulți dintre cei pe care îi cunoaștem. Cu cât facem demersuri în număr cât mai mare, cu atât vom deveni relevanți. Pentru că, într-adevăr, trebuie să demonstrăm că noi vrem să contăm. Și e păcat că suntem atât de puțini în loc să fim mult mai mulți dintre cei care, da, pe Facebook și cum e ușor să fim nemulțumiți și e ușor să faci o postare, mai trebuie să trecem cumva și în activitate. De aceea vă felicit pe toți că v-ați răpit din timpul vostru, dintr-o zi de weekend și sunteți astăzi aici. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Alexandru Gâdiuță este numele meu. Sunt câțiva ani de când vin în prelungirea Ghencea, nu doar în vizite la prieteni, ci și la protestele organizate de inițiativa Prelungirea Ghencea. Sunt consilier municipal din partea USR și sunt partea unei autorități publice, dar în primul rând sunt ales local și reprezentant al cetățenilor.
Am fost în calitate de activist civic la protestele astea și înainte de campania electorală. Au fost atunci toți candidații la primăria sectorului 6 din 2016 și parte din candidații la primăria capitalei. Și la începutul mandatului toate partidele și-au asumat că prelungirea Ghencea va fi o prioritate pentru ele. Din păcate, după ce am fost investiți în funcție, lucrurile s-au schimbat și această prioritate nu prea a fost dovedită, în sensul că ritmul lucrărilor și ritmul acțiunilor a fost în continuare foarte lent. Am încercat în continuare împreună cu colegii mei din USR să punem presiune pe cei din majoritate. Asta a fost lucrul pe care l-am făcut în calitate de consilier din opoziție, să punem presiune pe ei, să facem interpelări, să preluăm această problemă din comunitate și să o ducem în birourile din primărie. Și în acest moment lucrurile parcă încep să se miște, s-au făcut alocările bugetare, s-a aprobat în cadrul Consiliului General proiectul, deci teoretic totul ar trebui să fie pe hârtie spre bine și totul ar trebui să meargă spre bine. În practică, din păcate, văd și eu că lucrurile merg în continuare foarte lent și ce pot să vă spun e că, din păcate, primăria capitalei este pe poza falimentului financiar, după 3 ani jumate în care banii s-au spart pe tot felul de alte prostii și pe alte paranghelii, cum spuneți dumneavoastră, și pe alte lucruri care nu erau prioritare, din păcate, către investiții nu au fost alocate fondurile necesare. Acum, ăsta ar putea să fie impedimentul care ar întârzia în mod semnificativ proiectul, lipsa banilor. Câte știți, dumneavoastră s-au alocat bani pentru expropiere doar până la râul Doamnei Valea Oltului, deci pentru un prim tronson și în continuare nu se știe exact dacă vor exista bani pentru continuarea proiectului. Noi vom face toate demersurile ce țin de noi, vom sprijini alocările financiare, vom sprijini în continuare acest proiect și ce vreau să spun este că ați reușit să creați o comunitate foarte puternică la nivel de București. Pentru că, și asta trebuie să continuați. Pentru că în București sunt o grămadă de probleme foarte grave și foarte multe dintre ele sunt neglijate. În acest moment, în primăria capitalei, celor din primărie le este frică de dumneavoastră. Pot să vă spun asta pentru că am observat asta în comisii. Și când se aude despre prelungirea Ghencea, este un cartof fierbinte pe care cumva toată lumea încearcă să le evite. Acest lucru l-ați reușit prin implicare. Și implicarea asta trebuie să continue până se va termina proiectul. Pentru că fără această presiune constantă, sunt șanse foarte mari să fie uitat și acest proiect și ritmul să fie în continuare foarte lent. Deci ăsta este sfatul meu pentru dumneavoastră, continuați această presiune pe autorități. Implicare din partea comunității pe care ați construit-o în continuare. Felicitări și în continuare implicare foarte, foarte puternică. Bună ziua! Mulțumesc frumos! Sunt Silvia Dinică, sunt senator USR de București. M-auziți? Mie mi se pare că vorbesc tare, dar se pare că zgomotul din spate e mai puternic. Deci vă felicit pentru evenimentul de astăzi. Este foarte important că suntem azi aici, că suntem azi aici împreună. Nu e prima oară când sunt în prelungirea Ghencea, eu sunt locuitor al sectorului 6, chiar m-a întrebat cineva mai devreme de când locuiesc în sectorul 6. Din totdeauna aici m-am născut și aici am crescut, l-am văzut orașul ăsta evoluând și transformându-se în ceea ce este astăzi. Aici, în prelungirea Ghencea, am mai venit și am mai vorbit inclusiv cu părinți, pentru că știu că nu sunt școli, nu sunt grădinițe. Și asta este un lucru care face, atunci când îți iei o locuință, să fie ceva esențial. Și așa cum spuneați, ați venit aici cu niște speranțe. Ați venit cu speranța că veți avea mai mult spațiu, că va fi un alt tip de comunitate pentru copii. Și acum sunteți prinși zilnic în trafic, pierdeți ore, pierdem ore din viață pe care le putem folosi altfel. Deja eu am demarat
discuțiile pentru un proiect de lege astfel încât să putem să obligăm primăriile ca în momentul când aglomerarea urbană atinge un anumit nivel să aloce teren pentru grădiniță, școală și creșă, pentru că asta este esențial, nu vă pot trimite la o oră distanță să vă duceți copilul la creșă. Și mă voi implica și pe în acest demers, în sensul în care haideți împreună să punem presiune pe autorități. E clar că în acest moment decizia este în altă parte. Dar dacă împreună, la toate nivelurile, în sensul de Consiliul Local, Consiliul General, parte parlamentară, unde putem interveni prin inițiative legislative, ne implicăm, arătăm că suntem hotărâți, arătăm că putem colabora, arătăm că această problemă este reală și că nu trebuie să rămână pe hârtie, pentru că știți că lucrurile arată bine. În realitate, ați văzut cum mergem, nu sunt trotuare, am ocolit bățile și praf, foarte mult praf și tot acest disconfort care ne face de fapt să ieșim astăzi din stradă și să cerem altceva. Și este foarte, foarte important că suntem astăzi aici. Eu sunt sigură că sunt mulți părinți care ar fi vrut să participe, dar n-au putut. Eu am întârziat pentru că a trebuit să găsesc o variantă pentru copii să-i las la bunici. Și cred că sunt mulți care ne susțin și este important să ajungem la oameni cu mesajul corect. Pentru că, de fapt, ceea ce ne dorim este să ajungem în condiții decente acasă, să putem să facem altceva cu timpul pe care îl pierdem în trafic. Eu vă asigur de tot suportul nostru, al meu și al colegilor mei și oricând putem să mergem împreună la autorități, putem să facem întrebări și interpelări. Evident, colegul de la Consiliul General este foarte aproape și are toate informațiile cu privire la acest proiect și împreună putem reuși, nu trebuie să abandonăm. Acum vreau să vă spun la ce ne-am gândit noi, cum să continuăm în demersurile noastre, pentru că e clar că nu renunțăm. Dacă nu ne mutăm de aici și nu plecăm din țară, n-avem încotro. Antonia, ține-mi și mie asta. Ține-mi tu apusat acolo. Noi ne-am gândit așa, având în vedere că săptămâna asta, înainte de protest, atât Primăria Capitalei cât și CNI Râu ne-au invitat la discuții, o să mergem, dar o să le cerem ca lunar să prezinte raport de activitate pe proiectele astea în scris. Pentru că la discuții ne povestesc marea cu sarea și apoi nu se întâmplă nimic. În continuare o să cerem contractele de execuție și graficele de lucrări și de plăți, pe care oricum le-am cerut pe cerere de acces la informații publice. Am acționat în contencios administrativ Primăria Capitalei. Sper să ni le dea, dar asta poate dura poate și un an. Dar o să-i rog pe cei care sunt aici din Consiliul Local, General, Senat să ne ajute. Poate obținem aceste contracte mai repede. Avem o propunere de la mai mulți vecini să facem o acțiune colectivă în instanță pentru a cere daune morale pentru fiecare zi de nerealizare a proiectelor de lărgire și pasaj. Asta înseamnă că va trebui să ne adunăm, să stăm de vorbă, să spunem ce înseamnă pentru fiecare întârzierea și să, nu știu, cu un avocat să găsim o cale de a pune asta într-un proces. Cerem daune morale. Vedem dacă cât putem. Exact, exact. Să încercăm așa. Și în rest... Am spus, da. Și în rest, oricum, păstrăm legătura. Noi în fiecare joi seara ne întâlnim aici la restaurantul Latin la orele 7 sau 7 și jumătate. Puteți veni oricând. Noi asta facem, ne întâlnim și ne organizăm. Ok. În primul rând, vă mulțumim din suflet că v-ați rupt din timpul dumneavoastră de astăzi. Este clar că viitorul sună bine, adică avem și oameni responsabili. Vreau să vă spun că vă așteptăm alături de noi. Noi suntem aici un grup de voluntari, ca să știți. Tot ce facem este voluntariat. Mulțumim celor care ne donează cei 2%
vedeți, pregătim materiale, avem și contabil, că așa ne cere legea, adică respectăm legea, dar avem nevoie de dumneavoastră să fiți alături de noi, să vă alăturați, pentru că vedeți bine, sunt multe lucruri de făcut și, într-adevăr, doar la presiune se rezolvă lucrurile. Așa suntem noi în stadiul acesta după 30 de ani de guvernare. Sperăm să vină vremurile când nu va mai fi nevoie să ieșim în stradă și grupul respectiv să reprezinte zona și să rezolve problemele. De aceea vă rog foarte mult să vă alăturați, vă așteptăm alături de noi, să ne înțelegeți și să contează foarte mult să reacționăm la tot ceea ce nu ne convine și să se vadă că suntem oameni inteligenți. Asta vreau să spun. Vă mulțumesc foarte mult. Vreți, mai aveți ceva de zis, dacă mai este cineva care vrea să transmită ceva? Aveți microfonul, vă aparține microfonul, dacă aveți vreo problemă sau credeți că putem să mai rezolvăm anumite lucruri. Probleme sunt foarte multe și vine la noi în cartierul Latin, nu știu cât este din cartierul Latin, dar sunt probleme foarte multe. De exemplu, penele de curent. Avem probleme mari cu penele de curent, însă nu avem iarna, mă gândesc cu groază.